Comisia Europeană a prezentat raportul de monitorizare pe justiție. Concluziile au fost devastatoare pentru țara noastră, care și-a luat adio de la aderarea la spațiul Schengen. Vina aparține parlamentarilor USL. Aceasta deoarece unele solicitări din raportul referitor la justiție puteau fi soluționate imediat, dar au fost lăsate pentru toamnă. Practic, o singură modificare s-a făcut în conformitate cu solicitările Comisiei Europene. Este vorba despre solicitarea legată de legea referendumului, astfel încât acesta nu va fi considerat valabil decât dacă se vor prezenta peste 50% dintre românii cu drept de vot. Reacția ale presei internaționale nu a întârziat să apară în urma publicării raportului pentru România. Le Monde titrează că principiile de bază ale democrației nu pot fi încălcate din cauza certurilor politice. Acesta este rezumatul mesajului trimis de către José Manuel Barroso, președintele Comisiei de la Bruxelles, guvernului român de centru-stânga condus de primul ministru Victor Ponta. Aceeași publicație mai notează că intrarea României în spațiul Schengen este în pericol. Răspunsurile domnului Ponta la cele 11 recomandări și obiecții venite din partea domnului Barroso nu au fost suficiente pentru a calma Comisia. Cu un ton neobișnuit de virulent, președintele Comisiei Europene a anunțat un nou raport la sfârșitul anului. România este membra a Uniunii Europene, dar sistemul democratic și judiciar continuă să prezinte anumite slăbiciuni. Slăbiciuni care ar putea fi remediate prin aplicarea efectivă a legilor comunitare, titrează El Mundo. O viziune similară asupra politicii din România o întâlnim și în Le Figaro, care citează un oficial european. Este o problemă de cultură politică. Imediat ce un partid ajunge la putere, se crede îndreptățit să schimbe tot, inclusiv regulile jocului. Sunt puține figuri angelice la București.